urât. Că dacă măcar la una ar fi fost, te-ai fi descurcat. Da, amândoi au complicare foarte grea. Foarte grea, într-adevăr. Nu prea. Hai. 3 ori 2. Cum 3 ori 2? Adică ce vrei să faci? 3 minus 2 egal cu un caiet. 3 minus 2 egal cu un caiet? Adică vrei să scoți din asta de jos, să o scazi pe cea de sus? Da. Și mi-ar da un caiet. Și câte stilouri? Două stilouri. Așa. În plus. Deci un caiet. Două stilouri în plus. Da, da. Deci dacă scazi din asta de jos pe aia de sus, îți ți-ai pus în evidență un caiet. Îmi dă trei obiecte. Trei obiecte. Da, bun, nu se pot aduna, ele sunt diferite. Deci tragi în linii și le scădem. Din asta de jos scădem pe cea de sus. Din trei caiete scădem două caiete și cât îți rămâne? Un caiet. Plus. Din 5 stilouri scădem 3 stilouri? 2 stilouri. Costă, scădem din 62 pe 38. 62 pe 38. Și cât face? Egal. 62. M-a ajutat? Eu sunt aici într-un moment dificil. 14. 14 sigur? Da. Sau 24? Da. Ia mai uite-te tu, să nu greșesc. Nu. Adică 62 minus 8, spune. Minus 38. 38. Până 14. Ia mai uite-te o dată, fă-ți că vin cu o dată. Păi da, 14 și hai să fac proba invers. 14 plus 38. Ia să vă fac 62. Cred că 20. Păi vezi? Bă, tu nu ai voie să greșești, tu zici, eu pot să greșesc, dar tu nu ai voie să greșești. Bă, da. Da, mă, eu pot să greșesc, că am mai bătrânit, am mai nu știu ce, dar am o scuză. Dar tu nu ai nicio scuză. Înțelegi? N-ai nicio scuză, nici eu fără greșeală, că ce să-ți fac? Asta e situația. Deci aici cât să spun? Am uitat să cât spun. 24. 24, sigur. Ei, și acum sub asta, pune pe care vrei tu. Care ar fi cel mai convenabil ca să-ți vină la îndemână? Cel mai convenabil ar veni caietele. Două caiete, prima relație. Prima relație. Dar puteam să o pune și pe a doua. Dar o pune pe prima și zicem două caiete plus trei stilouri egal cât? Două caiete și trei stilouri. Păi, dacă... Păi este scris aici, egal cu 38. Dar nu copiat-o pur și simplu. 38. Da. Și acum, în locul ăsta, tu a făcut alte două. Mai drăguțe, în care ți îți place ca el pe unul. Uh-huh. Deci am construit întâi pe unul acela. Dar l-am construit a făcut ăsta, le-am scăzut. Am mers nouă minte aici și l-am scăzut și a fost foarte fericit. Ați vrut, dar nu m-am acum, ce să fac? Ce să fac? Sunt fericit. Le scădeți. I-am riscat? Bă, le scad încă o dată, nu-i problemă. Dar uite-te tu că ai un caiet și 200 lor costă atât. Ce faci tu ca să apară? Ca să apară... Trebuie să facă... Nu. Așa. 1 plus 1 dă 2 și 2 plus 2 dă 4 și nu e egal cu 3. Înseamnă că un stilou înseamnă este plus. Și acel stilou până să-l aflăm. Deci, dacă îi faci ce cu prima relație? Ce să-i faci la prima? Să-i mai adăugăm încă o dată. Adică să o mulțim cu 2, să o dublăm. Da? Să o dublăm. Hai să o mulțim. Să o mulțim cu 2 și ea devine. Ia să vedem. Vorbește că eu... Mulțim cu 2. Da, și devine. Devine. 2. Așa, 2. Caiete. Plus. 4. Așa. Stilouri egal. Așa. 48. 48, corect. Deci 2 peste tot. Iată, a făcut progres. Mulțim cu 2 peste tot. Pe cealaltă o copie. Gata!
Am deja pusă la foc. Două caiete, de copii în casă, la deși prietenii noștri, plus 300 de ori, costă 30 opere. Da? Plus? 30. Două caiete și 300 de ori, costă 38 de lei. Gata. Gata, ci 10 lei. Deci, egal. Vede, deci, un stilou. Un stilou egal 10 lei. Da? Și aici e foarte bine problema. Iar un caiet, cât costă? Dacă un stilou costă 10 lei, unde te duci tu? Care e relația care îți place ție foarte rapid? Care prima! Aici? Adică, sus, tocmai prima sau asta de aici? A prima. Aici vrei să-i deja? Da. Te rog, mergi și mă acolo. Un caiet egal 4 lei. Dar de unde ai văzut tu deodată? Pentru că 10 de 3 ori egal la 30. Și două caiete, 3, 4 și 4 va da 8. Așa este. Deci din 38 te-ai scăzut pe 30. Da? Deci ai mers în prima relație, două caiete plus 3 ori 10, egal cu 38. Și atunci două caiete este egal cu 38 minus 30 și egal cu 8 lei. Dacă putem să facem două operații, da? De... Și un caiet acum costă, cum ai spus tu, 8 împărțit în 2 ori. Puteam să explic mai bine. Și egal cu 4 lei. Se merge, rapid. Da? Păi... Aici era cel mai rapid, da? Nu, profesor, puteam să vă fac mai clar. Puteam să fac 38 minus 24. De ce minus 24? Nu, 8 minus 4. Doar unitățile, 38. Dar nu puteți face așa, cum îți convine ție. Luăm niște cifre acolo, scădem 10, 4. Ne jucăm cu matematica. Matematica are... Deci noi mergem pe partea logică a lucrurilor. Trebuie să înțelegem bine mecanismul problemei acestea. Vă zic că când ți-am dat situația asta dificilă, tu aici ai intrat în panică, ușor în panică, nu chiar foarte tare, dar chiar. Da? Ușor în panică. De ce? Că noi ne-am avut pe unul. Și l-am aflat. Dar ți-ai făcut tu rost de unul, scăzând din relația de jos pe cea de sus, și ai transformat din cele două într-o relație deșteaptă. Domnul profesor, asta e relația, da? Relația deșteaptă, da? Relația pe care ți-o doreai tu, relația deșteaptă, spune, da? Deșteaptă, că îți place ție că are pe unul aici. De aceea ți-a plăcut. Și pe urmă lângă ea, ai pus ori, o puteai pune, fie pe prima, fie pe a doua. Dacă una e pe a doua, trebuia mulțit totul cu 3. Dacă ai pus-o pe prima, doar cu 2. Și de ce ai mulțit cu 2 și de aici ai reușit să ai egalitate? Că visul tău este ca din cele două, să ai într-o parte. Primele două. Primele două. Sau da? Ultimele. Sau pe partea cealaltă, două să fie egalitate. Unde îți convine, unde simți tu că merge treaba? Mai bine, mi-era la prima. La prima ți-a fost mult mai bine, pentru că... Cu unul se înceapă mereu, că mi-e mai bine cu unul. Da, cu unul se înceapă mereu, că ții mult mai bine. Ai zis foarte bine. Că cu unul îți place ție să înceapă. Iar dacă nu începe cu unul, fac rost. Mă gândesc cum să fac. Să înceapă cu unul. Că pe urmă sub ea, când începe cu unul, pun eu pe oricare din cele două. Asta e, asta e mecanismul problemei, da? Deci când nu începe... Atunci faci o șmecherie. Rost. Faci rost de unul. Sau îl cumperi. Îl cumperi, faci tu, dar îl cumperi, cum se spun, îl cumperi... Prin scădere. Prin o scădere, pentru o șmecherie. Pe acolo vezi ce-ți vine, ții în minte. Ce să spun, e foarte tare problema. Iată, dacă aș fi spus așa, 3 caiete plus 7 stilouri, costă 82 lei. 3 caiete și 7. E altă problemă? Da, o altă problemă. 3 caiete, te rog. 3 caiete și 7 stilouri costă 82 de lei. 3 caiete plus 7 stilouri. Egal? 82 de lei. Să spunem 4 caiete plus 8 stilouri costă egal? Da.
96 lei. 96 lei. Vă mulțumesc, pentru că la amândouă mi va da unul. Așa! Deci ai văzut repede că ai șansa. Vă înmulți cu unul. Nu? Ce se face ca să... Vom scădea 4 minus 3 mi va da 1 și 8 minus 7 mi va da tot 1. Deci vei fi foarte fericit. Da? Deci vei spune așa, prin scădere, din asta de jos, scădem pe cea de sus și trag linie și spunem așa, pun minusul la asta de jos, din ea scad, da? 4 scăzut 3 face un caiet, plus 8 minus 7 un stilou, care costă cât? Acum trebuie să-mi dau seama mult. Cât facem 2-3? Trebuia să facă... De scăderea asta de 96, scădem și pe 82. Facem aceeași treabă peste... 82. Cât? 96 minus 82. În 96 minus 82, 114. Cât? 14. 14 lei. Și acum sub ea, când ești fericit, mai să ești dublu fericit. Că și ai m-am gândit un caiet și un stilou. Sub ea pui oricare din cele două relații de mai sus, pe oricare. Da, cu ce mulțim, păi... A, o să vezi tu. O să vezi la timpul potrivit. Cu trei. Cu trei. Asta, că sunt numeri mai mici. Cea mai mică. Trei caiete plus 7 stilouri costă 82 lei. Da? Am copiat. Și acum ai făcut o echipă, noua echipă. Noua echipă a celor două relații care te vor ajuta foarte mult. Mă vor ajuta foarte mult. Da. Păi, un caiet. Trebuie să faci să fie egalitate într-un loc. Triplăm. Triplăm pe prima, sigur că da. Pe primul triplăm, mulțumim de trei ori și devine prima. Te rog să spui ce devine prima. Devine tripla. Vorbește. Și scrie acolo, tu cât lucrezi, nu te mai uiți la tablă? Vom scrie 3. 3. Păi tot 3, pentru că unul are 3. Da, 3 în ce? 3 în 9. Nu, 3 ori 1, ai zis bine, 3 ori 1. Pe prima, da? 3 ori 1, 3. 3 caiete. Plus 3 caiete, plus... Plus tot 3. Tot 3 stilouri costă... Egal? 14 ori 3? 14, 28. 14 ori 3. 28 ai zis bine și mai credem în 14. 28. Dar tu poți să faci viteză mare, 14 ori 3. Da. 14 ori 3, ce vreau, acum ți-ai la de mâna tine acasă ești. Sigur că da. 42. 42 de lei. Dar așa, făcând și mental, adică în mintea ta rapid, băi, 3 ori 10, 30, la care mai spun, din 3 ori 4, 12 lei, 30 cu 12 lei, 42. Păi, la stilou. Deci, bun, 42 de lei, da? 42 de lei. Iar de sub, 3 caiete plus 7 stilouri costă 82 lei. Sigur, diferența unde apare? Aici e egalitate. Până o vară, o liniuță, spun, bă, n-am treabă cu voi. La acum, stilouri. Așa? Care e diferența câte stilouri sunt? De 4. 4 stilouri costă? 4 stilouri costă? Da. 81 minus 42. 82. 82. Cât face? 82 minus 42? 40. Și dacă 4 stilouri costă 40, un singur stilou? Un singur stilou tot 10 lei. Tot 10 lei. Și un caiet, unde să mă duc eu ca să mă descurc foarte repede? Care e relația deșteaptă care îți oferă ție șanse rapide? Să spun mai mult.
Prima. Prima de aici, da? Da, prima. Sau alta? Alta. Aia cu 1 și 1 va da 4 lei. Deci asta era. Asta era. Deci tu te uiți pe care e cea mai deșteaptă, care are numele cele mai mici acolo, să nu muncești mult. Așa, da, deci un caiet plus un stilou, adică 10 lei, egal cu 14, de unde rezultă că un caiet costă 4 lei. Și acum ești fericit că ai pus mâna pe caiet și stilou și iată cum aceste probleme încep să prindă, să spunem, la tine și să înțelegi mecanismul. Da. Acum o să, în lecția următoare, o să încercăm să facem încă și mai le, complicăm cu gândul ca să obții pe unul ăla, să vezi ce artificii și până să-ți povestești și cum propun. Da? Că, ca să faci, da? Ca să faci și tu. Urmează ca toată viitoare să fii și tu probleme de tipul acesta. La revedere! Să nu uitați de like și share și să vă abonați la Prof Online. La revedere! La revedere, dragilor!